Mici proteste la Tiraspol, dragi prieteni, ce se întâmplă cu raioanele din estul Republicii Moldova, cunoscute și sub denumirea de Transnistria. Discutăm astăzi la CEC Media alături de Angela Grămadă, președinte ESGA. Bună seara, Angela, îți mulțumim pentru prezență. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și de la Chișinău ni se alătură Irina Tăbăranu, jurnalist. Bună seara, Irina. Bună seara, mulțumesc. Angela, aș dori pentru început să te întreb foarte pe scurt ce se întâmplă cu regimul de la Tiraspol. Acolo au avut loc proteste, a spune de mici amploare, au durat doar o oră, în data de 24 ianuarie, cred că e și o dată simbolică pe care au ales-o cei de la Tiraspol să organizeze aceste proteste. Care este miza lor și ce au cerut de fapt? În luna decembrie a apărut anunțul că va intra în vigoare codul VAMAL, nou al Republicii Moldova, și că acest cod VAMAL va fi aplicat inclusiv agenților economici din regiunea transnistreană, dar care sunt legitimați și la Chișinău, adică sunt înregistrați și la Chișinău. Aici sunt câteva detalii care trebuie să fie expuse, pentru că e vorba despre taxe VAMALE la importuri, iar asta afectează practic costurile de producție pentru agenții economici care importă resurse sau materie primă. Și atunci autoritățile de la Tiraspol, nerecunoscute de la Tiraspol, și-au dat seama că aceste taxe vor conduce într-un final la creșterea prețurilor pentru produsele și serviciile finale care vor fi produse de către agenții economici din raioanele de est ale Republicii Moldova. Eu cred că ei au folosit acest argument mai degrabă pentru a protesta împotriva modului în care Chișinăul încearcă să discute cu ei și să îi convoace la niște dialoguri mult mai eficiente și în favoarea Republicii Moldova, în favoarea integrității și suveranității Republicii Moldova. Pe de altă parte, al doilea motiv pe care l-ar fi putut avea ei este faptul că întotdeauna autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au fost folosite de Rusia ca un instrument și cred că e posibil să fi primit și ordin din această cauză să arate că în continuare servesc acestor interese ale Moscovei și că sunt susținuți de Moscova. Irina Tăbăranu, mă întorc către tine și aș vrea să-mi spui, dacă poți, care este din punctul tău de vedere miza acestor proteste și despre ce este vorba privind această taxă vamală? Pare că autoritățile de la Chișinău încearcă să irite autoritățile de la Tiraspol? Nu cred că este vorba de o încercare de a irita autoritățile, așa zise, de Tiraspol. Și această taxă vamală este mai mult care de a restabili controlul constituțional asupra acestui teritoriu. Deoarece matematic vorbind, ele nu sunt atât mari, la cât de mare este impactul asupra faptului că au fost ele introduse. Dacă ele au fost introduse, este un semnal că urmează și alte țuri. Nu știu dacă mă bine, eu vreau să mă asigur, nu te-am întrebat din asta. Irina, te auzim, dar cred că sunt câteva probleme legate de conexiunea la internet. O să revenim, o să încercăm să refacem legătura în câteva zeci de secunde. Mă întorc către tine, Angela. Crezi că este o încercare a Federației Ruse de a pune presiune pe autoritățile de la Kiev pentru ce? Care ar fi scopul? Nu. E presiune pusă pe autoritățile de la Tiraspol ca să își arate în continuare loialitatea față de Federația Rusă. Rusiei nu i-a plăcut faptul că după 24 februarie 2022 s-a găsit un nou format de discuție cu autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol, adică cu autoritățile separatiste. Și acest format a intrat în istorie deja de 2 ani ca formatul 1+1. Aici o să reamintesc un lucru și cred că asta va completa cumva și răspunsul Irinei pe care îl așteptați de la ea. Noi am vorbit de câteva ori despre faptul că atunci când a negociat acordul de asociere, Chișinăul a negociat și GSP Plus pentru regiunea transnistreană, acordul generalizat de preferințe pentru agenții economici de acolo, care erau înregistrați la Chișinău, adică se supuneau reglementărilor autorităților constituționale ale Republicii Moldova. În toate discuțiile pe care le-a avut Chișinăul cu instituțiile și cu oficialii europeni,
aceștia au abordat Transnistria ca parte unitară a Republicii Moldova, adică nu au făcut această divizare că e regiunea de est, că e necontrolată, că există forțe ilegale acolo pe teritoriul raioanelor de est. Și atunci au intrat în vigoare mai multe directive europene care au favorizat agenții economici din această regiune. În momentul de față, cei de la Chișinău, atunci când susțin că acest nou cod vamal al Republicii Moldova va fi aplicat unitar pe întregul teritoriu al Republicii Moldova, face parte din același pachet sau din aceeași strategie, viziune acordată pentru regiunea transnistreană. Adică e vorba despre o nouă etapă de integrare a agenților economici de această dată din regiunea transnistreană în circuitul economic al Republicii Moldova, astfel încât pentru ei să nu fie foarte dificil ulterior să treacă la aceste mecanisme noi care vor fi puse în aplicare odată cu negocierea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, să se aplice reglementările europene și pentru acești agenții economici. Tiraspol a răspuns prin proteste, cele pe care le-am văzut, și exact cum ai spus și tu un pic mai devreme, au fost organizate într-o zi istorică, puteau să o facă și mai devreme. Da, vreunul de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române. Da, pentru că ele au fost anunțate de fapt la începutul lunii ianuarie, chiar în primele 10 zile ale lunii ianuarie, de atunci se știa că ei intenționează să le organizeze, au anunțat că vor ieși în stradă peste 10.000 de oameni. Nu au fost 10.000 de oameni, a avut loc și o ambuscadă împotriva unui jurnalist sau doi jurnaliști de la Chișinău care au încercat să mediatizeze unul acele evenimente. Scuze-mă că te întrerup, unul dintre acești jurnaliști care a fost arestat, reținut, este o practică caghebistă pe care au târziu de la Chișinău, da. Practică cu jurnaliștii. Am avut inclusiv colegi jurnaliști români care au fost arestați în momentele în care au încercat să facă reportaje corecte, decente în Tiraspol. De unde această modalitate de exprimare? De ce această atitudine? Încearcă autoritățile de la Tiraspol să arate că acolo este foarte greu să ajungi, încearcă să spre jurnaliști, încearcă să mențină o opacitate atât de ridicată pentru a masca ce, de fapt? Aici sunt două ipoteze pe care trebuie să le luăm în considerare. În primul rând, când e vorba despre cetățenii ai României, indiferent de calitatea și statutul acestora, ei sunt tratați cu foarte mare reticență și asupra lor se pune presiune. Iar a doua chestiune pe care vreau asupra care vreau să atrag atenția este faptul că în regiunea transnistreană forțele separatiste nu se preocupă deloc de respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor. Acolo de foarte mult timp a fost suprimată și libertatea de exprimare și dreptul la protest și așa mai departe. Mai mult de atât, mecanismele pe care ei le adoptă și încearcă să le implementeze sunt similare cu cele din Federația Rusă. Ultimul exemplu este legislația anticomunitate LGBT care exact. A fost adoptată în regiunea transnistreană, dar e copiată după legislația rusă. Acum mulți ani, ei chiar au preluat o parte din Constituția Federației Ruse și au inclus-o în Constituția Republicii Separatiste Nistrene, ei crezând că după 2008, după ceea ce s-a întâmplat în Abhazia și Osetia de Sud, poate vor avea același tratament din partea Federației Ruse, adică va fi recunoscută totuși regiunea separatistă și va apărea premisa ca să acționeze ca un stat de iure, nu doar de facto, și ulterior va putea să își declare aderarea inclusiv la Federația Rusă în calitate de subiect. Lucru care nu s-a întâmplat atunci și care nu se întâmplă nici în prezent, pentru că știm că nici Federația Rusă nu a recunoscut niciodată independența regiunii transnistrene. Dar ei își arată loialitatea. Ai ridicat un minge la fileu și aș vrea să explicăm telespectatorilor de ce Federația Rusă, statul care susține practic existența regimului separatist de la Tiraspol, nu recunoaște independența pe care așa numită independență pe care așa numitul regim de la Tiraspol o cere. Ce a făcut Osetia? Ce a făcut Georgia după ce a fost recunoscut Abhazia și Osetia? Atunci, în 2008, a pierdut controlul asupra Georgiei și asupra regimului de la Tbilisi. Același lucru s-ar putea întâmpla și cu Chișinău. Adică ar pierde o sursă de presiune asupra deciziilor exact. De la Chișinău, adică mai ales a celor de politică externă. Și ar pierde, practic, pârghile de a încerca să influențeze regimul de la Chișinău. O avem și pe Irina Tăbăranu alături de noi. Irina, ne auzim? Eu vă aud, nu știu dacă mă auzi. Te auzim foarte bine acum, Irina. Aș vrea să ne explici, tu ești jurnalistă la Chișinău, ești specializată pe ceea ce se întâmplă în Transnistria și
Și aș vrea să ne explici, pentru că e important pentru noi la București, să înțelegem care este structura de putere în Transnistria, cine conduce Transnistria, care sunt factorii de decizie și, evident, dacă există în leadership, așa numitul leadership de la Tiraspol, și oameni care s-ar opune politicilor regionale ale Federației Ruse. În viziunea mea și în viziunea colegilor de la Chișinău, există doi poli de putere la Tiraspol și tot se ține de organele de forță. Nu știu dacă mă auziți bine. Da, te auzim. În momentul în care nu te auzim bine, am să te anunț. Bine. Repet, sunt două sfere de influență în stânga Nistrului, cea economică și cea de forță. Sunt sigură că în totalitate cea de forță este controlată de Federația Rusă, deoarece în momentul în care este schimbat guvernul de la Tiraspol, așa zis, sau când sunt anumite remanieri, cea de forță este lăsată neatinsă și se schimbă doar componenta economică. Componenta economică aparținând oligarhului Victor Gușan, cel care conduce tot ce ține de economia din stânga Nistrului și, din câte am înțeles, după invazia rusă în Ucraina, odată cu 24 februarie 2022, el nu se implică pe partea de forță, chiar dacă avea anumite interese și el ca componenta de forță să nu se implice în componenta economică. Acum, în totalitate, ea este condusă de Federația Rusă și FSB-ul rusesc, la fel ca Ministerul de Externe, așa zis, de la Tiraspol. Sunt foarte multe dovezi că reprezentantul Tiraspolului în negocierile cu Chișinăul și acea persoană care ocupă funcția de Ministru de Externe, Vitalie Ignatiev, este direct o persoană pusă direct de către Kremlin, de către Moscova. De aceea, în viziunea mea, cam asta este cumva tabloul puterii de la Tiraspol și nu cred că această componentă de forță, cum ar fi Ministerul Apărării, așa zis, cel de securitate, de interne, ar acționa fără să aibă un da ferm sau un nu de la Moscova. Aici avem celebrul grup Șerif, care controlează finanțele și tot ceea ce înseamnă investiții și flux financiar în Transnistria. Și conform analizelor și anchetelor pe care voi le-ați făcut la publicația voastră din Republica Moldova, se pare că Șerif are grave probleme financiare. Ar fi închis o fabrică de ciment, uzina metalurgică pare că rămâne fără materii prime. Ce se întâmplă cu grupul Șerif, cât de afectat este din punct de vedere financiar și care crezi că ar fi cauzele pentru acest lucru? Probabil articolul pe care tu l-ai consultat este un pic mai vechi, pentru că la moment a revenit în funcțiune acea uzină de ciment, uzina metalurgică a primit autorizații de mediu de la Ministerul Mediului de la Chișinău și funcționează așa cum a funcționat în trecut. Nu cred că sunt probleme ce ține de funcționarea acestor două întreprinderi, dar probleme economice nu ar avea Șeriful, pentru că acest holding deține monopolul pe economie din stânga Nistrului și orice schimbare nu ar fi, ei fiind unicii câștigători din urma faptului că sunt prezenți acolo și au comerț interior, sunt foarte mici și aceste pierderi. Această decizie pe care a luat-o Șeriful după invazia rusă de a fi neutru, de a nu se implica, de a nu permite televiziunilor din stânga Nistrului să ia o poziție deschisă în acest conflict, este un indicator că Șerif vrea să-și păstreze banii și nu face anumite schimbări și nu își arată pe față pozițiile ce ține de acest conflict. Dacă vorbim despre aceste taxe vamale, ele am vrut inițial, nu știu dacă s-a auzit în prima mea intervenție, că nu sunt atât de mari pe cât este simbolul faptului că ele pur și simplu sunt introduse. Pentru că odată cu introducerea acestor taxe vamale, din discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile de la Chișinău, acesta este doar un început și urmează și faza a doua ce ține de
introducerea TVA-ului și a accizelor. Accizelor se presupune că tot petrolul și combustibilul care intră în regiunea transnistreană va fi și el taxat. Iar produsele, începând cu cele de utilitate imediată, cât și cele de lux, vor fi și ele impozitate. Și acest lucru sperie mai mult administrația de la Tiraspol decât aceste taxe vamale, care poate o să mă repet, dar ele nu sunt atât de mari, din considerentul că Republica Moldova are un acord de asociere cu Uniunea Europeană și toate produsele care sunt importate din Uniunea Europeană, ele nu sunt ele sunt fără taxe importate și astfel de acorduri mai sunt și din cu Turcia, cu toate membrele comunității CSI și cu alte țări în afara comunității europene. De aceea este un fals atunci când auziți la Tiraspol că aceste taxe vor produce acolo un genocid și va subruma, practic, regiunea transnistreană. Da, Irina, aș vrea să te mai întreb în același timp. Vreau să ne compar puțin presa din Republica Moldova și presa din Tiraspol. Cât de puternică este propaganda Federației Ruse în ambele părți? Desigur că în partea stânga Nistrului această propagandă este mult mai influentă și mai prezentă. Pentru că dacă să ne uităm la pachetul TV pe care îl au oamenii de stânga Nistrului la ei acasă, el conține 120 de canale, între care două sunt locale, controlate de regimul de la Tiraspol, și celelalte sunt retransmise din Federația Rusă. Trebuie să spunem că în stânga Nistrului sunt unele canale TV din Ucraina, dar celelalte sunt din Federația Rusă și nu există o reglementare a acestora. Irina, scuză-mă că te întrerup. Da. În același timp vreau să te întreb dacă în Transnistria există canale în limba română, spre exemplu TVR Moldova sau ceva similar, care să transmită oamenilor din regiune viziunea regimului de la Chișinău. Nu. Nu există niciun canal TV de pe dreapta a Nistrului, doar cele ucrainești mai pot să dilueze acest spațiu mediatic. Dar oamenii sunt obișnuiți să privească televiziunea rusă. Este tradițional pentru ei să privească televiziunea rusă și aceste talk show-uri politice. Pentru că în momentul în care discut cu oamenii din stânga Nistrului și facem anumite vox populi în stânga Nistrului, oamenii ne spun că o privesc pe Skabeeva, o privesc pe Soloviov și alți propagandiști ruși. Deci ne este clar că ei privesc televiziunea rusă, deoarece televiziunile locale din stânga Nistrului, fiind două la număr, ele nu au un conținut atât de bogat ce ține de divertisment sau aceste show-uri politice. De aceea televiziunea rusă practic a acaparat întreg spațiul mediatic din stânga Nistrului la acest capitol. Și spuneam mai devreme că televiziunile locale nu au luat nicio poziție în războiul din Ucraina, dar totul a fost lăsat pe seama televiziunilor rusești, care emit acolo și nu este nevoie să spună și ei poziția atunci când acest lucru este făcut 24 din 24 de televiziunile rusești. Vreau să spun că radiourile din Federația Rusă, care sunt retransmise în stânga Nistrului, ele au acoperire pe întreg teritoriul Republicii Moldova și sunt câteva care au acoperire națională, dar sunt câteva care au acoperire nu atât de mare, dar la periferie cu regiunea transnistreană sau de-a lungul liniei administrative. Aceste radiouri din Federația Rusă și televiziunile locale din regiunea transnistreană, ele pot fi privite și semnalul acestora poate fi captat de televizoarele oamenilor de pe teritoriul controlat de Chișinău și nu neapărat este să fii în stânga Nistrului ca să asculte aceste surse media. Eram la Varnița, o localitate din apropierea orașului Tighina și noi ascultam cum oamenii din Federația Rusă se pregătesc de mobilizare.
Este un subiect foarte sensibil pentru autoritățile de la Chișinău, pentru că nu a fost identificată nicio soluție în reglementarea spațiului informațional și chiar dacă la Chișinău au fost retrase licențele unor televiziuni care făceau propagandă de război, nu s-a putut opri și aceste stații radio din stânga Nistrului, ce emit din stânga Nistrului, dar sunt din Federația Rusă, și aceste canale TV. Da, Irina, am o întrebare pentru Angela Grămadă. Angela, vorbind de integrarea Transnistriei în cadrul Republicii Moldova, mai întâi un proces economic, după care un proces politic, cum se poate face acest lucru când Chișinăul nu poate să transmită mesajul către populația din regiunea separatistă? Într-adevăr, este un proces foarte greu și trebuie să recunoaștem că până acum, indiferent de care format am avut pentru negocierea conflictului transnistrean, cei de la Tiraspol au acceptat să discute mai degrabă despre partea economică, pentru că ea aduce anumite beneficii pentru regimul de acolo separatist și a evitat întotdeauna să discute despre partea politică sau pachetul politic sau despre statutul politic al regiunii în componența Republicii Moldova. Deci au evitat acest subiect. În primul rând, cred că este vorba despre pregătirea legislației și armonizarea legislației, adică aducerea regiunii cât mai aproape de realitățile pe care le are Chișinăul, iar Chișinăul face mai departe ce are de făcut în procesul de aderare la Uniunea Europeană, adică implementare de directive, de legislație, armonizare, politici publice, lucru care trebuie să fie continuat indiferent de cine se află în regiunea transnistreană la conducerea ilegală a acestei republici, pentru că doar așa se va putea, în momentul în care va veni acea soluție optimă pentru Transnistria, să avem deja mediul pregătit. În al doilea rând, cred că Chișinăul ar trebui să schimbe partea aceasta de strategie de comunicare cu locuitorii de acolo și să explice mult mai bine, exact cum a spus și Irina, că aceste taxe nu au rolul de a-i sugruma pe ei ca locuitori ai raioanelor de est ale Republicii Moldova, ci mai degrabă de a-i pregăti pentru ceea ce urmează în procesul acesta de aderare la Uniunea Europeană. Dar pare greu de crezut în contextul actual. Pare rău de crezut, dar hai să fim foarte mediatic. Să fim foarte sinceri, Chișinăul nu a încercat niciodată să comunice cu locuitorii de acolo, din stânga Nistrului. Sau să aibă și cel ar fi puțin momentul să înceapă să facă acest lucru? Da, ar fi momentul, mai ales că chiar și acei jurnaliști care încearcă să monitorizeze și să mediatizeze ceea ce se întâmplă la Tiraspol au foarte multe probleme în acest sens. Iar cei care se presupune că ar trebui să fie un fel de persoane independente, mă refer aici la misiunea OSCE, mai degrabă ea și favorizează de foarte multe ori partea Tiraspolului decât pe cea a autorităților de la Chișinău, în condițiile în care ei încalcă drepturile omului, încalcă libertatea de exprimare. Și acest lucru este documentat și acest lucru este foarte bine arătat în foarte multe dosare care au ajuns la CEDO. Și Republica Moldova pierde multe dintre aceste dosare pentru că nu a făcut nimic, nu a întreprins nimic ca drepturile cetățenilor săi să fie respectate, inclusiv în raioanele controlate de autoritățile constituționale. Mă refer aici la răpirile acelor cetățeni pe care le-au operat cei din stânga Nistrului ilegal pe teritoriul controlat de autorități. Deci există mecanisme care trebuie să fie puse în aplicare, dar pentru asta trebuie să existe voință politică la Chișinău. Dacă apare voința politică la Chișinău, se schimbă contextul geopolitic din regiune. Se schimbă contextul geopolitic din regiune, trebuie adaptată strategia și viziunea noastră. Irina Tăbăranu, există această voință politică la Chișinău despre care vorbește Angela Grămadă? Ar fi vrut să fie, dar din păcate ea nu poate fi sesizată la moment. Vorbeam cu unii reprezentanți ai partidului de guvernare care este acum la Chișinău în momentul când ei erau în opoziție. Și unii dintre ei invocau lipsa acestei voințe politice atunci când ei erau în opoziție parlamentară, fiind deputați, spuneau asta. Și în momentul când ei au preluat puterea, am adresat aceeași întrebare, dacă este acum voință politică la Chișinău, și de ce nu este din momentul ce puterea s-a schimbat și ar fi trebuit ea să apară?
S-a ridicat din număr și s-a spus că ea nu a apărut încă. Probabil se așteaptă această, nu știu, o oportunitate geopolitică ca și această voință politică să apară la Chișinău. Pentru că ea, fără această oportunitate geopolitică, va fi puțin probabilă să schimbe înseamnă, Irina, asta. Ce înseamnă oportunitate geopolitică? Din câte înțelegem mai exact de la președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, atunci când războiul în Ucraina se va încheia și se va așeza la masa de discuție Ucraina cu Rusia, intuind autoritățile de la Chișinău că va trebui să discutăm la pachet și conflictul din stânga Nistrului. Dar autoritățile de la Chișinău trebuie să fie pregătite pentru a pune pe masa de negocieri o viitoare rezolvare a conflictului transnistrian. Nu sunt sigură dacă această strategie sau acest plan este deja pregătit sau se lucrează la el. Dar voința politică mai poate fi influențată de dorința societății din Republica Moldova, de pe ambele maluri. Dacă oamenii vor cere de la decidenții politici să rezolve această problemă, dacă această problemă va fi pe agenda publică nu doar când sunt anumite focare sau când sunt anumite incidente și ele trebuie să rezolvate, dar în momentul în care permanent se va cere ca problema transnistreană să fie rezolvată și să nu mai existe această gaură neagră din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere a drepturilor omului. Chiar îi mulțumesc doamnei Grămadă că a menționat despre problema drepturilor omului și impedimentele pe care le au jurnaliștii de la Chișinău de a reflecta anumite evenimente și, în general, de a merge în stânga Nistrului, de a lua pulsul oamenilor de acolo și a înțelege cu ce ei trăiesc. Și asta este deocamdată problematic. Ne mai vorbim de realizarea unor investigații sau adresarea unor... Eu, din fericire, am avut ocazia să fiu în unele circunstanțe, să mă întâlnesc cu unii decidenți politici de la Tiraspol, reprezentanți ai regimului separatist, desigur, nu îi considerăm ca autorități nici într-un caz. Și, desigur, că în momentul când sunt puși în fața unor întrebări din partea presei independente, din partea unor jurnaliști care întreabă mai mult decât se întreabă la Tiraspol, își dau cumva rama pe față și înțelegem că avem de discutat cu membrii unei grupări criminale, dacă nu doar a unei grupări separatiste. Dă-ne câteva exemple, Irina, dă-ne câteva exemple de răspunsuri, de atitudini pe care așa numiți lideri ai regimului separatist le au față de voi, jurnaliști independenți. O să vă dau doar două exemple și o să fie foarte clar. De exemplu, am întrebat despre situația unor deținuți politici în stânga Nistrului, cum ar fi domnul Pleșcanov, domnul Ilmurachi, pentru cei interesați vor căuta cine sunt aceste persoane, și domnul Ignatiev, reprezentantul regimului separatist din stânga Nistrului, spunea că nu este gata să discute pe așa tonalitate, în ideea că nu există în stânga Nistrului deținuți politici. Și toți deținuții din stânga Nistrului sunt criminali. Da, sunt în condiții foarte bune, au acces la medici, și misiunea OSCE poate în orice moment să-i viziteze. Și cumva a încercat să mă apostrofeze că eu îndrăznesc să spun cuvântul deținuți politici, întrebarea fiind atrezată la Tiraspol. Și un alt exemplu este întrebarea mea referitor la cetățenia sa ucraineană. După cum știm, așa zisul ministru de la Tiraspol este cetățean ucrainean. Ce funcție are acest așa numit ministru? Este ministru de externe. Ministru de externe, da? Ok. Mulțumesc. Da, ministru de externe. Și el a fost chemat la serviciul ucrainean de informații pentru a-i se comunica că este bănuit într-un dosar de subminare a ordinii constituționale la Kiev și că este suspectat de colaborare cu statul agresor, Federația Rusă. Ceea ce nu ne surprinde pe niciunul dintre noi. Da, și a negat să confirme că este cetățean ucrainean, spunând că este originar din Odessa. Și în cadrul, răspunzând la această întrebare,
a spus că nu este în măsură să răspundă la întrebarea mea, pentru că el reprezintă statul transnistrean și nu vorbește despre alte chestiuni decât așa zisul stat transnistrean. Angela Crămadă, mie mi se pare o naivitate pentru regimul de la Chișinău să aștepte negocierile între Moscova și Kiev pentru a putea pune pe masă și situația Transnistriei. Nu neapărat. Dacă acest lucru s-ar face în același timp cu elaborarea acelei viziuni pentru soluționarea conflictului transnistrean. De ce spun asta? Cine ar trebui să elaboreze viziunea? Republica Moldova? Republica Moldova. Republica Moldova, în primul rând, de ce spun asta? Și o spun foarte ferm. De ce până acum Republica Moldova sau autoritățile de la Chișinău, nicio guvernare nu a avut o strategie proprie de soluționare a conflictului transnistrean. Întotdeauna a acceptat să discute alte strategii, alte viziuni. Se lucrează acum la o asemenea strategie? Ei au promis, cel puțin în primăvara anului trecut, au promis că vor începe să lucreze la o asemenea viziune, nu strategie neapărat, doar că aici este nevoie de foarte multă evaluare a situației de facto și a situației economice, pentru că e vorba de integrarea aproximativ 350.000 de locuitori din stânga Nistrului în economia Republicii Moldova. Iar asta reprezintă niște costuri, niște evaluări concrete pe care nu le poți face atât de ușor neavând acces la informații din regiune. În al doilea rând, există acea datorie foarte mare a gazelor, de gaze pentru folosirea gazelor naturale de către regiunea transnistreană, peste 10 miliarde de dolari. Datoria este către regimul de la Chișinău? Nu, este către Gazprom. Către Gazprom, către Federația Rusă, dar aparține regiunii transnistreze, pentru că consumatorii finali și agenții economici din Republica Moldova nu au datorii. Acele datorii care există totuși ale Moldova Gaz către Gazprom sunt mai degrabă datorii de organizare internă a companiei și nu neapărat de generate de faptul că nu ar fi plătit consumatorii din Republica Moldova pentru folosirea gazelor de origine rusă. Mai avem foarte multe probleme legate de statutul regiunii, statutul politic al regiunii, pentru că este vorba despre alegători din regiunea transnistreană care ar trebui să intre în circuitul politic al Chișinăului. Iar aici vom avea o problemă foarte mare dacă acești oameni nu vor înțelege dedesubturile politicii moldovenești sau dacă ei vor veni nepregătiți și vor fi incluși deodată în acest circuit electoral și vor vota partide proruse la Chișinău. Atunci cum ai putea să comunici cu ei dacă ei nu sunt pregătiți suficient de mult? Deci această viziune trebuie să includă foarte multe elemente astfel încât să fie preîntâmpinate o serie de provocări care pot să pună în pericol însă și securitatea națională a Republicii Moldova. Irina Tăbăranu, aș vrea să știu, pentru că ne apropiem de pauza publicitară, cum vă locuitorii din Transnistria războiul din Ucraina? E foarte complicat de estimat cum văd locuitorii din regiune războiul, pentru că ei nu își expun părerea în mod liber asupra acestui război, pentru că dacă nu susțin Federația Rusă, pot avea anumite probleme în stânga Nistrului. Amintesc despre istoria unui locuitor a orașului Tiraspol care a arborat drapelul ucrainean la bordul casei sale din Tiraspol. Și el este în temnițele de la Tiraspol acum, fiind învinuit de extremism. Și a fost un semnal clar pentru locuitorii din regiune că orice susținere a Ucrainei în acest război va fi urmată de anumite presiuni și chiar cu privarea de libertate. Dar nici din cei care să susțină Federația Rusă nu sunt atât de mulți și nu sunt atât de vocali. La începutul invaziei rusești s-a încercat să se organizeze un meeting în susținerea armatei rusești și vreau să vă spun că la acel meeting au fost mai puțin de 100 de persoane care au ieșit cu drapelul Federației Ruse și cu acele simboluri Z și V și a fost un eșec total pentru că se consideră că regiunea transnistreană este una puternic pro-rusă și că susțin și se doresc parte din componența Federației Ruse. Dar vedem că în momentul în care nu era clar ce se va întâmpla, toți erau într-o stare de suspendare, oamenii și locuitorii din stânga Nistrului nu au dat curs invitației de a se arăta pro-ruși
și nu au vrut să se alinieze genocidului și ororilor de război care se întâmplă în Ucraina. De aceea, oamenii sunt tăcuți. Este probabil un termen cel mai potrivit. Nu se afișează părerile nici pro, nici contra. Și este din cauza urmărilor care pot să fie. Pentru că dacă își afișează într-un număr prea mare dorința de a fi cu Federația Rusă, se pot aștepta de la anumite răspunsuri din partea autorităților de la Kiev. Sunt într-o imediată apropiere de regiunea Odessa și de Ucraina. De aceea este foarte complicat pentru oamenii din stânga Nistrului situația creată de după război, după începerea războiului în Ucraina. Și oamenii, chiar dacă au o părere, preferă să o țină pentru ei și să o discute undeva la bucătărie, nu într-un număr mai mare. Da, e greu să trăiești în Transnistria, greu să trăiești în Ucraina, inclusiv în Republica Moldova. Este greu să trăiești oriunde ești în vecinătatea Federației Ruse și noi ești în NATO și în Europeană, dar ar trebui să ne dăm seama de acest lucru. Irina Tăbăranu, îți mulțumim foarte mult pentru prezența la CEC Media. Noi luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem continuând analiza noastră. Din nou în direct, alături de Angela Grămadă, președintele ESGA. Angela, continuăm analiza privind situația din Transnistria, așa cum am anunțat înainte de pauză. Se vorbește despre integrarea Transnistriei, mai întâi economic, apoi politic. Care ar fi etapele de integrare și șansele de reușită până la urmă? Cât de viabil pare acest proiect pe care Partidul de Guvernământ și președintele Maia Sandu și l-au asumat? În primul rând trebuie să spunem că au existat câteva pachete în formatele de negociere anterioare. Ultimul a fost 5+2 și în care partea transnistreană a obținut anumite concesii de la autoritățile constituționale de la Chișinău. Aici s-a datorat nu neapărat exclusiv modul în care autoritățile de la Chișinău s-au poziționat, pentru că chiar s-a pus foarte multă presiune pe Chișinău, dar și se datorează presiunii pe care Federația Rusă a avut-o și OSCE-ul, poziția OSCE-ului în acest format 5+2. 5+2 înseamnă 5 părți care erau incluse în soluționarea conflictului, plus 2 observatori, Uniunea Europeană și Statele Unite. Părțile incluse erau Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă și OSCE, regiunea transnistreană. Deci aveam practic două părți beligerante conform formatului de negociere, Republica Moldova și regimul separatist de la Tiraspol, Rusia, Ucraina și OSCE în calitate de mediatori. După o perioadă s-a adăugat cele două entități observatoare, pentru că e vorba de un stat și de o organizație internațională, dar prezența lor nu a fost neapărat pentru a influența procesul, cât pentru a monitoriza și de a susține poziția Chișinăului pentru integritate teritorială și pentru suveranitate. Plus, prin acest proces 5+2, s-au format 5+2 și România a avut acces la informațiile care se întâmplau acolo, pentru că România este stat membru al Uniunii Europene. După aceea a continuat procesul 1+1, după extinderea războiului asupra Ucrainei, când deja Chișinăul și Tiraspolul au discutat 1-1, poate uneori asistați de OSCE, pentru că OSCE-ul are oficiul la Tiraspol și a putut să ofere acel oficiu în calitate de spațiu neutru pentru întâlnirile celor două delegații. În cadrul acestui format 1+1 s-a discutat de cele mai multe ori despre chestiuni economice, inclusiv dreptul la proprietate a celor care nu pot să ajungă la terenurile agricole din regiunea transnistreană, pentru că sunt controlate de... Sunt aceste negocieri. Republica Moldova, iată, s-a trezit cu o mână întinsă de Uniunea Europeană privind procesul de aderare și aș vrea să vedem ce spunea Maia Sandu cu câteva luni de zile în urmă privind procesul de aderare și situația Transnistriei, după care ne vom întoarce să discutăm. You say that you might be ready even before 2030 and that means that at some point you will have to make a decision on Transnistria.
What sort of scenario can you envisage? Can you envisage Republic of Moldova going, becoming an EU member state without Transnistria, like a Cyprus scenario? Is that something that's workable for you? Of course, we would like to become a EU member state as a reintegrated country, and there might be a geopolitical opportunity in the next several years. Of course, things depend on what's going to happen in the region, and we are ready to use this geopolitical opportunity. I just want to reiterate that the peaceful solution is the only acceptable solution for the Transnistrian conflict. On the other hand, if this first scenario does not happen, I do believe that we should consider integrating Moldova into EU into two steps. First, the right bank of Nistru and then the left bank of Nistru. Da, Angela Grămadă, în primul rând, o engleză foarte bună a președintelui Maia Sandu. Se vede că este un lider politic format în marile universități occidentale. Cum comentăm poziția privind Transnistria și procesul de integrare? În primul rând ne referim la acea oportunitate geopolitică pe care a menționat-o și Irina Tăbăranu. Și ea este creată de acest context regional în care noi ne aflăm acum, adică agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, războiul acesta extins, a transformat complet poziția Ucrainei în formatul de negociere a conflictului transnistrian. Ucraina nu mai acceptă Rusia în acest format. De ce? Pentru că o consideră stat agresor în ambele situații, și pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. De aceea se vorbește acum despre această oportunitate geopolitică. Mai mult de atât, ca reprezentant al societății civile, vreau să vă spun că în mai 2022 noi am organizat o conferință la Chișinău, în care chiar am încercat să susținem din partea societății civile acest moment, această oportunitate geopolitică oferită de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Adică discutăm, susținem Ucraina, încercăm să ne facem datoria față de acei cetățeni ucraineni care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar în același timp și să profităm, cât nu ar suna de banal și de cinic, să profităm de această situație astfel încât să băgăm la pachet pe agenda Ucrainei și soluționarea conflictului transnistrian, pentru că este cel mai bun moment. De ce? Pentru că Transnistria reprezintă o amenințare, sau existența regimului separatist de la Tiraspol reprezintă o amenințare de securitate națională și pentru Ucraina. Și atunci la asta s-a referit Maia Sandu, atunci când în formate internaționale, acolo unde Ucraina își prezintă cauza, da, adică lupta ei împotriva agresiunii ruse, se poate discuta și despre Republica Moldova, dar se poate discuta și despre întreaga Mare Neagră, vorbim aici și despre Georgia, unde în toate cele trei țări avem Rusia în calitate de stat agresor. Și atunci când ai o unitate la nivel de regiune, poți să creezi mult mai multă dezbatere și să urci subiectul pe agenda acestor foruri internaționale. Cea de-a doua ipoteză sau mecanism propus de Maia Sandu se referă exact la ceea ce am discutat noi un pic mai devreme, adică noi tratăm regiunea transnistreană sau raioanele de est ale Republicii Moldova ca parte unitară a teritoriului național, implementăm politici și reforme, cel puțin armonizăm legislația, ca atunci când se va ivi această oportunitate geopolitică și va fi găsită soluția politică, oamenii aceștia să înceapă să beneficieze deja de politicile Moldovei. De ce Federația Moldovei? Rusă ar avea un interes să găsească o soluție politică pentru Transnistria sau geopolitică? Noi nu mai vorbim acum de găsirea unei soluții de către Federația Rusă. Bun, dar vorbim de momentul negocierii între Ucraina și Federația Rusă. Deci Federația Rusă ar trebui să fie subiect al acestei soluții. Da, doar că Federația Rusă nu va mai fi prezentată în calitate de mediator. E o diferență foarte mare, pentru că până acum 30 de ani, Federația Rusă a apărut în calitate de mediator în acest format. Oricare ar fi fost el, 5+2, 1+1 sau ceea ce a existat anterior. În prezent se schimbă statutul Federației Ruse și anume pe acest lucru se insistă în toate discuțiile pe care noi le avem la nivel internațional, în primul rând de către Ucraina și apoi au prins curaj și cei de la Chișinău să spună cu subiect și predicat că partea rusă trebuie să-și retragă trupele de acolo pentru că ele sunt staționate ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, practic, Federația Rusă are trupe ilegale pe teritoriul Republicii Moldova. Și Federația Rusă nu își va retrage aceste trupe în niciun context. Da, Federația Rusă nu își va retrage, dar în condițiile în care vei soma
regimul separatist de la Tiraspol să accepte ilegalitatea și să accepte să discute cu autoritățile de la Chișinău găsirea unei soluții, inclusiv din cauza faptului că au interese economice și vorbim inclusiv de acel grup șerif pe care l-a menționat iarăși Irina Tăbăran în intervenția sa, ne vom da foarte bine seama că ceea ce a spus Oleg Serebrean, ministrul pentru reintegrarea Republicii Moldova, are sens. Adică că în prezent Chișinăul are mult mai multe pârghii și influența asupra Tiraspolului decât a avut în orice regim de guvernare anterior, care i-a lipsit voința politică. Eu nu spun că acestui guvern pe care îl avem acum la Chișinău nu-i lipsește această voință politică, dar acestui guvern poate îi lipsește mai mult curajul decât voința politică. Să nu facă un pas greșit astfel încât să prejudicieze poate o parte din interesele Republicii Moldova și asta nu neapărat pentru că ar avea rele intenții, ci mai degrabă pentru acea lipsă de experiență de a se fi sau de a fi avut acel statut de parte a unei guvernări anterioare în care să știi foarte bine de desubturile, în care să știi pârghiile pe care le poți folosi pentru a influența o decizie la Tiraspol. Eu cred că inclusiv numirea lui Dorin Drecean în funcția de premier a Republicii Moldova a avut un obiectiv legat și de securizarea acestui perimetru transnistrian pentru Republica Moldova. Da, mie mi se pare că regimul de la Chișinău se așteaptă ca în acel moment al negocierilor între Moscova și Kiev să asistăm la o federație rusă slăbită care să accepte anumite contexte geopolitice mai largi decât prevăzut. Cu siguranță, cred că asta este calculul tuturor celor care gândesc la soluționarea propriilor lor probleme în relația cu Federația Rusă. Și noi vedem aceste lucruri că sunt folosite din ce în ce mai mult în context regional. Și eu vă dau exemplul Ucrainei, da, vă dau exemplul Republicii Moldova, care încearcă să vorbească despre propriul său conflict. Vedem ce se întâmplă în Georgia, unde guvernul este cu o poziție mai ambiguă în privința relației bilaterale cu Federația Rusă, dar populația nu permite acestui guvern să facă rabat de la acea legislație internă în care Federația Rusă este definită ca stat agresor. Și vedem poziția Armeniei, care a pierdut Nagorno-Karabakh sau controlul asupra regiunii Nagorno-Karabakh. El a revenit în componența Azerbaijanului, adică de iure, statul care avea jurisdicția asupra acelui teritoriu. Dar Armenia, atenție, stat care niciodată nu a spus niciun cuvânt împotriva Federației Ruse, vorbește din ce în ce mai mult de faptul că Federația Rusă nu este partenerul pe care această țară se poate baza în niciuna dintre problemele pe care le are. Premierul Arman a spus în mod direct că Federația Rusă mai ne poate asigura securitatea, ceea ce este o lovitură pentru Federația Rusă, dacă am trage doar acum o simplă linie asupra unor consecințe vizibile de securitate regională în urma invadării Ucrainei de către Federația Rusă, vedem că Armenia se rupe din punct de vedere politic, militar și securitar de Federația Rusă, Suedia și Finlanda intră și aderă la Alianța Nord-Atlantică, iar Rusia apare din ce în ce mai Turcia sigură. Intră mai mult, din ce în ce mai mult în Caucazul de Sud. Da. Turcia e din ce în ce mai prezentă în medierea conflictului sau războiului din Ucraina. Adică se schimbă chestia aceea cu Marea Azov, lac rusesc, nu se poate extinde neapărat și asupra Mării Negre. Iar asta prejudicează o parte din interesele Federației Ruse de politică externă, în primul rând. Și mai aducăm, se deschid porțile Uniunii Europene pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Georgia, în ciuda pârghiilor pe care Moscova încă le are, se rupe, se încearcă să se distanțeze cât mai mult de Federația Rusă. Numai Vladimir Putin nu observă că are o problemă cu vecinii săi, că nu acceptă politica regională pe care Federația Rusă încearcă să o facă în secolul 21, cu arma în mână, cu gloanțe, cu rachete trase, cu populație civilă ucisă, cu conflicte înghețate sau dezghețate, pentru că așa este viziunea politică externă a Federației Ruse. Într-un context în care vin alegerile la Moscova, da. Vorbim de alegerile prezidențiale, Angela Grămadă, nu ne vom aștepta la surprize. Nu. Știm foarte bine că Vladimir Putin va câștiga aceste alegeri. Pe de altă parte, sunt niște lucruri sensibile pe care analiștii și experții de politică externă le pot observa. Și aș vrea să te rog pe tine să ne spui despre ce este vorba. În primul rând, se spune de foarte multe surse de opoziție din presa rusă
că Nadejdin ar fi fost candidatul care ar fi fost agreat. Spune-ne de partea. Spune-ne puțin cine este Nadejdin. Boris Nadejdin este candidatul care a militat împotriva războiului din Ucraina, da, și pentru încetarea focului. El este un reprezentant al unui partid care nu se află în Duma de Stat a Federației Ruse, adică este un partid extraparlamentar. Și intrarea lui în cursa pentru alegerile prezidențiale a început dintr-o glumă, pentru că nu a fost admis la un alt scrutin electoral, la cel pentru alegeri locale, mă refer aici la formațiunea sa, și atunci în glumă cei de la Comisia Electorală Centrală din Federația Rusă i-au recomandat să se antreneze în alegerile prezidențiale. Și el atunci a promis că va intra în această cursă. În luna decembrie, atunci când candidata Dunțova a fost refuzată să ia parte în cursa pentru alegerile prezidențiale, ceilalți oameni care au văzut în ea una dintre soluții s-au reorganizat și s-au îndreptat către Nadejdin în calitate de singur candidat care a spus că trebuie războiul să înceteze. Nadejdin stă în sondaje cu un procent de 20%. Aproximativ 20% sunt sondajele care, o parte dintre ele sunt făcute în mod sistematic de către casele de sondaj proruse și celelalte care sunt făcute de opoziție. Probleme pentru Vladimir Putin, probleme pe care evident foarte puțin le observă. Angela Grămadă, îți mulțumesc pentru prezența la CEC Media. Noi ne reîntoarcem după scurtă pauză publicitară vorbind chiar decât despre Vladimir Putin.